Salutare urmăritori și bun revenit pe canalul meu. Numele meu este Mariu și astăzi vreau să vorbim despre magazinele din Anglia, sincer. Am fost în mai multe magazine, mai multe orașe. N-am mai făcut eu vloguri, dar în general vă explic cum vezi treaba. Să zicem că mă duc în orașul meu, găsesc Primark, magazin de haine, chiar și câteva produse de casă. Ce mai avem? Capa Max, un magazin cu îmbrăcăminte de firmă, ok, unele mai scumpe, unele mai ieftine, ce mai avem aici, boots, chestii de-astea de înfrumusețare, sunt foarte multe magazine, dar dacă mă duc în alt oraș, magazinele, lanțul ăsta de magazine le găsesc în fiecare oraș. Exemplu, la noi în România nu se întâmplă treaba asta, adică la noi în România avem foarte multe branduri, adică multe oportunități. Poate și în alte țări, în Italia, bine, și în Italia este lanțul ăsta că poți găsi aceeași, cum este Pepco sau cum este Jumbo, la fel aici sunt toate magazinele la fel, aproximativ la fel așezate. Același prețuri, probabil la unul să găsești un model și la altul să nu găsești acel model de geacă sau de tricot sau ce cumperi tu, sau mărime, cum e în cazul meu, că am fost la 50 de kilometri ca să-mi găsesc de îmbrăcat, pentru că nu găseam papuci. Eu port un număr foarte, foarte rar și o să vă explic și într-un alt video cât de greu îmi găsesc eu papuci și ce număr, bineînțeles, port. Da, și merg la diverse magazine. Mă duc, cred că am fost în 3 orașe de la Capa Max ca să-mi găsesc anumite produse, pentru că nu le găseam în Bedford, în zona unde stau. Au în magazin produse, dar n-au probabil mărimea mea și alte chestii. Se întâmplă, dar probabil doar la persoane cu care sunt înalte, care au un număr mai diferit, etc. Dar în principiu avem, dacă probabil mai sunt și câteva magazini care nu le găsim în altă parte, restaurantă nu le găsim, Subway oricum le găsim peste tot. Deci Anglia, nu știu, e înconjurată de lanțurile astea de magazine, un pound, magazin de un pound, îl găsim în toată Anglia. Deci probabil dacă eu mă duc să-mi cumpăr un produs de undeva și o să mă întrebați de unde l-am cumpărat, probabil să-l găsiți și în orașul vostru, adică sunt șansele cele mai mari. Probabil să nu mai fie pe stoc, dar îl găsiți la un moment dat acel produs, deci asta este sistemul în Anglia. Nu știu, în Bacău e celălalt junior, care nu știu dacă este în toate. Deci probabil ce găsești în România nu găsești. Avem foarte multe magazine chinezești, produse aduse din China, îmbrăcăminte, chiar și toate, piețile, târgurile, toate au produse din China și nu găsești totul. Adică nu găsești la un alt magazin aceleași produse asemănătoare. Deci mereu fiecare magazin are produsele. Se întâmplă poate excepții să găsești. Este un avantaj, în România avem foarte multe, dacă am nevoie de o anumită piesă, mă duc în bazar, mă duc în târg și o cumpăr. Ei, aici e online mai mult. eBay, Amazon, magazine de-astea specializate de piese care fac și ei comandă la rândul lor și pe aia să-l primiște și probabil să nu-l primiște în acea zi. Deci o chestie destul de interesantă, e cu minus aici, sincer, nu chiar e interesantă că stăteam și m-am gândit, bă, cum să fie interesant, că nu are cum să fie interesant, pentru că tu ai nevoie neapărat de o piesă urgent și nu o găsești, un furtunaș. Acum, ce ține pe domeniul auto, s-ar putea să le mai găsești, mai desmembrările, dacă nu găsești noi și tot le găsești. Așa că, sincer, cam asta a fost clipul de astăzi care am vrut să discutăm. Spuneți-mi și voi ce magazine, scrieți în secțiunea de comentarii dacă vă face plăcere, bineînțeles, treaba asta, în ce magazine vă plimbați în general, adică ce magazine ați dorit să-l găsiți în fiecare oraș. Mă gândeam, așa stăteam și mă gândeam că ar fi o idee bună să facem un grup cu un grup pe Telegram cu persoane care locuiesc în afară, în orice țară, pentru a putea să ne... să putem să schimbăm o vorbă. Deci cred că e o idee genială, să schimbați o vorbă. Fiecare o țară are...